Suntem în Parcul Municipal Berg, așa cum este cunoscut de către locuitorii municipiului Câmpia Turzii, unde astăzi sărbătorim copiii municipiului nostru și nu numai, pentru că este Ziua Internațională a Copilului, și unde împreună cu Consiliul Județean, Asociația Produs de Cluj, avem bucuria să oferim copiilor, dar nu doar acestora, momente unice pentru ei, momente unice în care sunt implicate instituțiile din municipiul nostru, dar și ONG-urile, instituții subordonate, Consiliul Local, toate vin în sprijinul și spre bucuria copiilor din municipiul nostru. Astăzi avem teatru de păpuși, avem ateliere de creație, avem demonstrații ale poliției, ale pompierilor, prima organizată, armata, unitatea de la Luna, iar mâine avem un super spectacol cu Ela Bela, unde vă așteptăm de asemenea pe toți. Să nu uităm că acest eveniment este în colaborare cu Consiliul Județean, Asociația Produs de Cluj, așa cum spuneam mai devreme, astfel că de seară sau pe parcursul a 3 seri consecutive, cetățenii municipiului nostru sunt invitați să vină să asculte muzică populară alături de artiști extrem de cunoscuți și de îndrăgiți, cum ar fi Marius Ciprian Pop, Angela Rus, Traian Ilea și alții. Vă așteptăm pe toți în Parcul Municipal pentru 3 zile de distracție și de ce nu de o atmosferă în familie într-o zonă frumoasă. Acești câini au ajuns în fața legii mulți infractori. Legătura care se creează între patruped și conducători este una deosebită. Vă dați seama că este un efort depus. Sunt ore în șir de muncă, zilnic,